Suma cheltuită de românii pe vacanțe în străinătate ar putea ajunge la 6 miliarde de euro până la final de an, nivel record, potrivit calculelor ziarului financiar făcute pe baza datelor BNR din primele 5 luni. Conform ziuadecluj.ro, BNR publică lunar contul curent al balanței de plăți în servicii, iar cele mai recente date arată că în turism avem un deficit uriaș de 1,1 miliarde de euro în primele luni din acest an. Altfel spus, românii au cheltuit pe vacanțe în străinătate 2,5 miliarde de euro în ianuarie-mai anul acesta, în timp ce străinii au cheltuit în țară 1,4 miliarde de euro. Dacă se păstrează acest ritm, deficitul pe turism se va duce la 2,64 de miliarde de euro până la finalul anului. Nici războiul din Ucraina, COVID-19, inflația sau creșterea dobânzilor nu au domolit foamea românilor de a merge în vacanțe în afara țării. Pe de altă parte, pentru educație, România alocă cei mai puțini bani, piața de carte fiind estimată la doar 75-80 de milioane de euro anual, de circa 80 de ori mai puțin față de suma alocată pentru călătoriile în străinătate, relatează ziuadecluj.ro.